Dar această ceata mucenicilor este ceata cea mai de preț a lui Hristos, prin care se proslăvește creștinismul. Și cine sunt primul mucenici? 14.000 de prunci uciși de Irod, în dorința de a-l ucide pe împăratul Hristos, care era prunc, nu cumva să ia lui împărăția. Deci Hristos și-a început domnia sau împărăția cea veșnică, presărând împărăția lui Dumnezeu cu sufletele drepților și a copiilor nevinovați, care n-ar fi trebuit să moară. Dar Irod, în furia lui să nu ia cineva împărăția, au spune că 14.000 e un număr simbolic. Nimeni nu știe dacă n-au fost mai mulți. Dar tot ce a fost prunc până la 2 ani, tot au ucis și sub 2 ani, să fie sigur că l-au ucis și pe împăratul Hristos. Și dacă a fost la Dumnezeu, iată că scripturile s-au împlinit și au mers mai departe. Deci, în momentul de față, Sfântul Dimitrie se sărbătorește aproape în toată Biserica Universală la 26 octombrie. Deci și la noi în România și în Serbia și în Bulgaria și peste tot, referitor fiind respectiv calendarul vechi, unde peste 13 zile, atunci când va fi Sfântul Dimitrie, vor cinsti și ei pe Sfântul Dimitrie, deci unde e calendarul neîndreptat. Dar ziua de 26 octombrie este universală pentru acest mare sfânt al bisericii. Îl găsim în istoria bisericească, îl găsim în vețile sfinților și în momentul de față avem zeci de icoane cu el reprezentative și am auzit mai nou, nu știu exact unde, nu pot să spun acest lucru, dar știu sigur că undeva chiar o icoană a Sfântului Dimitrie, când s-a făcut privegherea Sfântului, a lăsat ușor și a vărsat mir în semn de respect că Sfântul e viu și în icoană, nu numai cu moaștele din Sicriu. Noi avem în țară suficiente biserici care poartă hramul Sfântului Dimitrie și în același timp avem și oameni care poartă acest nume a Sfântului Mucenic Dimitrie, și care ar fi vreo 300.000, vreo 400.000, nu știu exact câți, dar sunt foarte mulți care poartă numele Dumitru, Dumitrița, Dumitrela, Dumitruț, Mitruț și așa mai departe. Dar important este că el este împământenit ca sfânt de casă. Adică oamenii spun, a, dar ăsta e sfântul nostru. Sfântul Vasile nu e al nostru, e din Capadocia. Sfântul Dimitrie nu e al nostru, el e din Tesalonic. Sfântul Nicolae e de la Bari, dar noi e sfântul nostru. Sfântul Gheorghe, care e din Lida, dar e a nostru, pentru că jumătate din populația României poartă numele de George sau Gheorghe, jumătate din populația României poartă Ion, poartă Vasile, poartă Nicolae, poartă numele mari ale sfinților. Ei, peste vreo 50 de ani, 100 de ani, o să avem și Sfântul Kevin, și Sfântul Gianni, și Sfântul Cior mai fi acum numele astea moderne ieșite, cum acum tipice, americane, ca să spunem așa. Dar dacă ne ducem și în țările scandinave, dacă ne ducem și în țările germanice și dacă ne ducem și în țările de nord, găsim sfinți autohtoni ai lor de acolo, care au pătimit pentru creștinism. Sunt și sfinți în Japonia, martiri care au pătimit pentru Hristos cu nume japoneze. Sunt și sfinți din China care au pătimit cu nume chineze, deci pentru creștinism. Deci creștinismul s-a răspândit oarecum pe întreg pământul, pe întreg mapa mondul. Dar, ne spune Hristos în Evanghelie, până nu se va vesti la toată făptura, Evanghelia nu va fi sfârșitul. Și când vorbesc de toată făptura, mă gândesc că aici Dumnezeu merge până la punctul la care orice om trebuie să audă de Hristos, indiferent că îl respectă sau nu respectă. Religia creștină poți să o respecti, poți să nu o respecti. Poți să o cinstești, poți să nu o cinstești. De ce? Pentru că apar și următoarele controverse. De-a lungul timpului, și religia creștină a suferit niște transformări. Noi astăzi ne vine foarte greu să înțelegem sau să deducem. Noi mai vedem câteodată supărare, întristare, mofturi, pretenții, explicații, unele sunt mai puierile, unele sunt mai plauzibile, unele sunt mai victimizante. Dar trebuie să înțelegem că în secolul IV, gnosticismul a fost primul atac la adresa bisericii, monofizitismul alt atac la adresa bisericii, arianismul alt atac la adresa bisericii, apoi
maniheismul, alt atac la adresa bisericii și multe alte învățături false care veneau și se strecurau în creștinism, apoi iconoclasm, o altă nenorocire, secolul 7, 6, 8, chiar până încoace, până la Teodor Studitu și la Simeon Nou Teolog. Și nu în cele din urmă, marea ruptură de la 1054, care până astăzi este o problematică, deci noi nu ne putem da în umbra crucii lui Hristos, pentru că crucea stă în mijlocul pământului, așa ne spune Scriptura, mântuirea e făcută în mijlocul pământului. Și chiar am avut într-o zi o discuție cu o doamnă, a venit să lase un pomernic, am văzut că a făcut crucea așa, sau nu știu cum fac ei în sens invers. Eu n-am zis nimic, a doamna s-a pus jos și a spus, cred că nu mă respingeți. Nu, nu vă resping, ce probleme aveți? Păi am un copil bolnav, uite, luați cartea de rugăciune, citiți asta, citiți asta, aveți un de lemn de maslu aici să lungeți sau să-i puneți câteva picături mâncare. Și a zis, da, cred că nu sunteți supărat că eu sunt catolică. Zic, înainte de a fi catolică, cred că sunteți creștină, pentru că Hristos ne-a dăruit nou creștinismul. Iar înainte de a fi de 1054, de a fi cultul romano-catolic, au existat creștini. Eu nu vă condamn, nu-i treaba mea. Rugați-vă și dacă Dumnezeu vă ascultă, El e bun și știe ce are de făcut, nu-i treaba mea. Și eu mă port frumos, pentru că așa mi se pare normal. Nu mi se pare firesc să jihnești un om sau să-i vorbești urât. Și dacă e păgân, și dacă e hindus, și dacă e budist, roagă-te pentru el să descopere adevărul de credință. Lasă-l să vadă minunile cu ochii lui, să vină singur la adevărata cunoaștere de Dumnezeu. Imperiul roman s-a convertit la creștinism prin mâna martirilor și a creștinismului primar în primele veacuri creștine. Împăratul Constantin a fost primul împărat la 325, care a făcut sinodul de la Niceea, așa, la 318 a dat edictul de la Milan și pe la 311, mi se pare că a intrat el împărat până în 337, dacă mi-amintesc, care a dat libertatea totală creștinismului. S-au făcut și greșeli în creștinism. De exemplu, Teodosie II, caligraful, care a dat religia creștină ca religie oficială de stat, a venit și a făcut și niște lucruri care n-au fost întocmai ortodoxe, dărâmând capiști, dărâmând statui, dărâmând tot ce era din cultul păgân, pe care astăzi arheologii și istoria le caută și le restaurează, fiindcă fac parte din civilizațiile vechi și nerestaurate ale lumii de demult, anumite antice. Ori creștinismul, dacă vine să se impună ca o ideologie, e o mare greșeală. Dacă creștinismul vine să se impună ca o formă de viață, pentru că ortodoxia nu e o ideologie, ortodoxia e o formă de trăire în Hristos și ortodoxia este o formă de trăire sub lumina învierii. Bucurați-vă cum toate s-au umplut de lumină și cerul și pământul. Martirii când erau omorâți de împărații romani nu îi înjurau. N-aruncau cu pietre în ei, spuneau atâta, pro Hristo, Doamne, pentru tine murim Hristoase. Atât. Ei nu se manifestau într-un mod jargonal. Deci, vedeți, noi avem azi ocazia să vedem acești apărători ai ortodoxiei paralel cu biserica. Am mai auzit pe cineva într-o zi, mi-a spus o formulă, nu am nimic, nu mă interesează, e părerea fiecăruia, dar nu-i sănătoasă. M-am lepădat de biserica cea căzută și m-am unit cu calea sfinților. Prin ce? Prin ce te-ai unit cu calea sfinților? Unde ți-ai găsit tu calea sfinților? În ce? Sfinții n-au ieșit de sub harul lui Dumnezeu. Sfinții n-au ieșit de sub tainele bisericii. Sfinții n-au ieșit din biserică. Ciprian de Cartagine, afară de biserică nu există mântuire. Nu poți să faci tu o altă biserică. Deci tendințele sau expansionismul acesta ultra-ortodox sau, dacă vreți, ultra-fanatic despre ortodoxie duce, de fapt, la ruperea de ortodoxie. Este exact ce numim noi astăzi islamul. Dacă citești Coranul, în Coran găsești lucruri care arată că atunci când islamul cucerește un teritoriu, respectă religia și cultura celor de acolo și îi pune să plătească un anumit impozit pentru faptul că ține religia lor, dar nu se amestecă în cultura și în religia lor. Ei, când vin astăzi acei talibani ISIS și omoară sate întregi de creștini, cum au măcelărit tot Damascul, tot Mosulul, toată Antiohia, toată Siria, așa,
Eu, dacă vă duceți să vedeți din niște orașe înfloritoare ce nenorocire și ce dezastre sunt și ce bombardamente și ce distrugeri și peste 250 de mii de creștini uciși în stiluri barbare, aia nu înseamnă religie. Deci Dumnezeu nu ne-a trimis nouă pe pământ ideologii. Ne-a trimis moduri de viață, iar în modul de viață, primul pe care l-a coborât Moise din muntele Sinai, a fost acesta, să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci atunci când tu ucizi, n-ai treabă cu Dumnezeu. Când furi, distrugi, violezi, omori, chinuiești, necăjești, jefuiești, n-ai treabă cu Dumnezeu. Deci ai călcat forma elementară de religie, forma morală, forma groasă, cum se spune, cioplită de Dumnezeu cu dalta în piatră.